De ziua României, Halep își va face toate poftele. Ea spune că oricine vizitează România are numai de câștigat. Halep abia așteaptă să joace din nou pentru România în Fed Cup. Hai România în fiecare zi! Halep a dezvăluit care sunt bunătățile ei preferate de ziua României. Mămăliguță cu brânză și smântână. Îmi plac toate. Și șoriciul îmi place. Peste tot în lume, Halep face reclamă pentru România. Avem locuri superbe la munte, la plajă, adică avem tot ce ar putea să-și dorească cineva și spun mereu că oamenii sunt prietenoși. Halep va reveni anul viitor în Fed Cup la meciul cu Polonia. Acolo e o echipă și joc pentru țară. Sunt emoții diferite și mult mai stresant, aș putea să spun, dar și foarte frumos. Halep trebuia să-și încheie anul cu un demonstrativ în Africa de Sud, dar nu se mai duce din cauza noilor probleme cauzate de virus. Sper totuși în viitorul apropiat să terminăm cu tot, că e stresant pentru toată lumea. Măcinată de accidentări, Halep încheie sezonul fără niciun trofeu. 2021 rămâne însă în inima ei, e anul în care s-a căsătorit. Doar personal a fost cel mai bun an, dar în rest a fost, da, foarte greu și nu vreau să fiu un pic așa, dar abia aștept să treacă.